Cele peste 11 milioane de lei confiscate de Marea Britanie de la Luca Filat, fiul fostului premier Vladimir Filat, condamnat pentru corupție, ar putea ajunge în Republica Moldova după alegeri, afirmă ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Steven Fisher. Într-un interviu, Fisher a reamintit că, la sugestia președintei Maia Sandu, banii vor ajunge la persoanele cu dizabilități. Săptămâna viitoare sau imediat după alegeri vom semna memorandumul de înțelegere între Ministerul de Interne Britanic și Președinția Republicii Moldova, iar banii vor fi folosiți pentru a sprijini Agenția Națională pentru Asistență Socială și vor ajunge la persoanele cu dizabilități din țară. Am luat în considerare această propunere și am căzut de acord că acest mod de utilizare a banilor e bun, a declarat Stephen Fisher. Mai mult, ambasadorul a subliniat că recuperarea banilor de la Luca Filat s-a făcut în baza legislației britanice, fără o cooperare cu autoritățile Republicii Moldova, dar că Londra așteaptă cu nerăbdare orice solicitări de colaborare pentru a recupera mai mulți bani furați. Banii liciți au fost depistați de către autoritățile britanice pentru că domnul Luca Filata a avut cheltuieli care nu au putut fi explicate, având în vedere statutul lui de student acolo. De ce a folosit banii într-un mod nejustificat și a atras atenția autorităților? Eu aș vrea să subliniez la acest capitol că când noi așteptăm cu nerăbdare să primim orice solicitări de colaborare pentru a recupera mai mulți bani furați. Și dacă autoritățile respective ale Republicii Moldova ne informează despre suspiciunile lor rezonabile, în mod formal vom acționa cât de repede posibil, a adăugat Fisher. Referindu-se la alegerile parlamentare din 11 iulie, ambasadorul britanic și-a exprimat speranță că cetățenii Republicii Moldova vor alege parlamentari care să lupte cu fenomenul corupției.